Salut dulăilor și bine v-am regăsit la un nou clip de pe vlog în care m-am transformat într-un ninja. De ce? Pentru că în clipul ăsta o să avem iarăși invitați cum am mai avut odată. O să fie proprietarul mașinii Cuștea, pe care poate că mulți dintre voi îl cunoașteți, cel puțin ăștia din Constanța. Dacă nu cunoașteți pe el mașina asta, sigur ați văzut-o prin oraș. De ce? Zic asta pentru că mașina asta n-ai cum să nu întorci capul după ea. E o mașină care întoarce capete. De ce zic asta iarăși? Pentru că nu este un GTR, nu este un, nu știu ce să zic, un M5 Competition. Este un Ford Focus, dar este un Ford Focus care e roz în primul rând. Asta e o glumă care o facem noi cu Huștea. Mașina este MOV de fapt. În soare puternic, acum nu prea avem soare puternic, dar în soare puternic se vede cam roz și noi râdem de el, dar e o culoare foarte mișto și ați văzut și poza care am pus-o pe Instagram, cred că se vede și în filmare acum, cam cât de mișto se vede culoarea asta pe mașina asta. Și pe lângă faptul că este vopsită într-o culoare mai non-conformistă, care evident îți sare în ochi, mașina are și multe adaosuri, multe modificări, cum ar fi eleronul ăsta, prelungirea aia la bară, sunt stopurile cu bandă LED, farurile cu lupe, bara față de ST, cred că e. Plus, pe lângă toate astea, sistemul audio care l-am montat pe mașina asta, o să întoarcă și la capete. Cuștea încă nu știe, o să vină și el, trebuie să apară, n-am zis să filmăm repede, am terminat mașina și pe drum încoace. Până vine el, mai vorbim două, trei chestii, vă arăt și ce am făcut aici și când vine o să vorbim mai multe detalii despre mașină, că ne interesează de ce culoarea asta și mai multe chestii și o să ne explice el. Haideți să vedem aici aproape, cred că o să iau eu camera cel mai bine și o să filmez eu. Avem aici o incintă făcută de noi pentru Huștea, pentru un Def Bounce 252. D2, o incintă custom și când zic custom scrie că e pentru el, custom build for HST by Dulău Customs. Nu o să poată să o vândă niciodată. Se vede că sunt și LED-uri acolo, noaptea se vede foarte mișto chestia asta. În spate aici pe banchetă nu prea vedem exact, ar fi trebuit să lăsăm bancheta jos, puțin mai complicat, pentru că le-am unit banchetele ca să putem să-i punem ambele stații. Destul de mică mașina și nu cred că pot să vede așa. Avem aici un M134 Macete pe medii și un Aura Venom D2000 pe bas. Acum, deocamdată vedeți că sunt multe RCA-uri și multe improvizații pe aici, pentru că ne-am trezit că mașina are navigația de fabrică, castofonul de fabrică, navigația de fabrică, se vede acolo. A trebuit să-i punem un adaptor high-low și are doar un set de RCA-uri ieșire. O să schimbăm adaptorul în curând, o să punem ceva de la connection cu două seturi de RCA-uri și o să venim cu un RCA la fiecare stație frumos, plus semnalul o să fie mult mai curat. Deocamdată semnal destul de prost de la adaptorul high-low de proastă calitate. Și facem și un pic de curățenie din cablurile astea aici. Pe uși, mașina are în locurile stock. I-am montat acum vreun an, cred, partea de medii. Basul l-am montat de curând. N-am modificat nimic, avem doar inele de adaptare înăuntru. Am pus niște Digital Designs VO liniuță M6.5 și aici niște tweetere de la Hertz adaptate. Sunt mult mai mari decât ale de fabrică și nu încăpeau înăuntru, a trebuit să le punem afară. Sunt Hertz Mille Pro 25.3, dacă nu mă înșel, nu mă țin exact, că v-am zis, upgrade-ul de pe medii și pe Twitter a fost făcut acum un an și ceva, nici nu mă țin exact. Ca să mai arătăm un pic mașina, să mai arătăm un pic până vine Huștea, niște jante Japan Racing, o să zic cu el ce model sunt, habar n-am. Lăsată blană, mașina are perne de aer și pe față, bineînțeles și logo-ul nostru acolo
Și cam asta este. O să închidem acum portbagajul pentru că vreau să-l deschid el și să vadă ce este acolo. Să fie o surpriză. Și revenim imediat. A venit Huștea, salut Huștea. Nu a văzut încă mașina, acum o ridică. O să lasă să se uite la mașină întâi, că de asta a venit. Să se uite la incintă, de fapt, că mașina o știe că e a lui. Și după aia, stăm de vorbă un pic cu el și îl întrebăm niște chestii. Hai, uite-te! Cineturile sunt pe... Ai un caiță, nu? Da. Mersi, doamne, ce poți. Poți place? Da. Te-am surprins? Da. Te așteptai la simplă, nu? Dată, da. Da. O închid acum și te bucur tu mai târziu? Da. Bine. Hai să stăm un pic de vorbă, că de asta am venit. Se uită probabil și multă lume care te cunoaște și multă lume care știe mașina și sunt sigur că mulți sunt curioși care e treaba cu mașina, de ce roz, ce ai pe ea, poate se unii se întreabă ce muzică ai pe ea, că te-au auzit, sunt sigur că mergi cu geamurile deschise, că ne place nouă, ca spirit. Așa. Prima întrebare care vreau să o pun, cea mai simplă. De ce Ford Focus? Pentru că acum 4 ani de zile când am achiziționat-o era preț, calitate, se învârtea în suma care o aveam. Nu renta în Golf 6. Zi mai tare. Că... Era mult mai nouă asta fiind 2013. Mult mai ieftină în piese, în consumabile. Ai pus în Golf 6, dar luai... Era mult mai nouă asta, la bani era mult mai ok. Și oricum nu aveai de gând, nu știai ce ai de gând cu ea. Nu. Nu știai că o să nu am doar o mașină. Ce culoare era? Albastră. Era albastră. Deci era albastră, ca să știți, de fabrică. Da. Am înțeles. Cum ai ajuns la culoarea asta? Am vrut ceva care să nu fie pe oraș sau în țară. Să fie ceva unic. Ceva unic. Să ies puțin din tipar. Și am dat un Barbie Girl. Ai dat un Barbie Girl fără da. Să vei. Da. Tu ți-ai ales pe spun culoarea, nu? Da. Am înțeles. Bun. Am trecut de partea cu culoarea. Deci ați văzut. De ce? Ca să fie unic. E foarte mișto ideea și vă recomand și vouă. Nu mai copiați de la alții, că nu neapărat ce îi place lor, îți place ție sau ce îți place ție, îi place lui altul. Încercați să fiți cât mai originali, să nu vă intereseze în primul rând ce zice lumea. Că noi râdem de el și cum pare că multă lume râde de culoarea lui, nu-l interesează, lui îi place, sincer și mie îmi place, și se simte și bine știind că multă lume întoarce capul după el. Bun, ce modificări ai adus? Și dacă ai putea să ne zici în ce ordine, cum ai început, adică, că spun că n-ai vopsit-o. Prima lucru, ai luat mașina, ai albastru, o fac roz. Care e prima modificare care ai făcut-o? Prima și prima dată am vrut muzică. Am cumpărat o stație la Mercedes-M134. Așa. Apoi strângeam de difuzoare. În timp ce strângeam de difuzoare, aveam niște bani strâns și am fost un Eleron. Aș să cumpăr și Eleron, că am luat asta. Eleron de este. Asta e Eleronul de este. Da. După ce puteam strâng pentru difuzoare, am găsit stopuri. Astea au stopuri pe repede, se văd altfel seara, se văd mult mai ok. După ce am pus stopurile pe LED, vreau faruri pe față. Și tot nu reușeai să strângi bani de difuzare. Da. Și tot reuși... te așteptam și tu nu aveai bani de difuzare, da. După ce investeai. După ce ai cumpărat afară, ai să cumpăr și bara față. Că nu ți-e vedea bine. Se nu și bara normală. Ai să o bară de este. Am o bară de este. Când a fost să o vopsesc, am cumpărat și prelungirea bară de spate ZTEC, pentru că normal ar trebui să fie două evacuări. Dar încă n-am ajuns să le pun nici probleme de față. Am înțeles. Da. După am cumpărat jantele Japan Racing GR28R18, pentru că treia să arate altfel, nu mai puteam să merg cu 16. După aia mi-a apărut... 18, cum s-a făcut mașina? Tractor? S-a ridicat tractor. Când s-a ridicat tractor, o altă problemă. Ce să facem? Fixă sau perne? Hai să începem cu perne. Am pus perne, după ce am pus pernele, am reușit până la urmă să iau difuzoarele, să iau subwooferul puțin mai târziu la un an și și subwooferul. Păi cred că a trecut un an și ceva de când ți-am pus muzica. Da, mediile. Mărăbas, mediile, da. Da. Și acum mai avem puțin să schimbăm iarăși mediile. Da, o să facem un upgrade de medii pentru că stația e destul de puternică, DD-urile sunt pentru altceva, sunt
nu iau atâta putere, sunt mai pe claritate, el vrea să se audă foarte tare, vrea să meargă mai spre SPL și o să trebuiască să se pună niște difuzoare mai pentru SPL care să țipe tare, să se audă, să deschidă ușile, să... Nu vrei să modifici ușile, vrei să rămâi tot pe așa. Are 4 difuzoare, 2 față, 2 spate, plus tuitere pe față, pur și simplu vrea să se audă mai tare, pentru că basul acum cam acoperă difuzoarele și nu este, e puțin neconcordant. Adică se aude basul prea tare, mediile prea încet, nu poți să asculti muzica așa. Așa că o să facem în curând un upgrade de medii, o să revenim și atunci cu un clip când o să desfacem și ușile, să vedem ce e acolo și ce punem. Încă nu știm ce punem, probabil că o să punem niște dead boss-uri, alea de 65, Arnold-urile. Dar iarăși un upgrade care o să facem în viitor, deocamdată doar ce am terminat cu basul și deocamdată e bine. Nu știi. O să vezi. Bun. Bun, vreau să te mai întreb, cred că o întrebare sau două maxim. Care este upgrade-ul care ți-a plăcut cel mai mult? Care te-a încântat cel mai mult? Ai zis, după ce l-ai făcut, ai zis, mamă, ce mașină mișto. Cel mai... pe locul 1 ar fi muzica, pentru că odată ce orice mașină pornești muzica, adică asculti non-stop, iar al doilea lucru a fost culoarea. Deci să ne limităm la primul lucru. Deci a zis omul, cea mai importantă chestie după ce ați auzit, faruri, stopuri, bări, prelungiți de bări, culori, candy-uri, etc., perne de aer, pentru el cel mai important a fost muzica. Și nici măcar nu l-am plătit să zic asta. De ce? Bănuiesc de ce, pentru că orice mașină ai avea, modificată, nemodificată, dacă nu ai muzică, nu știu dacă... Probabil că nu toată lumea e la fel, dar cel puțin eu mă regăsesc aici. Nu pot să merg cu mașina și să n-aud nimic. Pur și simplu să n-ascult muzică sau să ascult muzică radio la un volum mic, să se audă ceva acolo. Îmi place să ascult muzică, îmi place să ascult muzică tare, îmi place să audă bine. Am o melodie care îmi place foarte mult, vreau să o dau tare. Silviu Prăjeanu ne filmează, el știu sigur că gândește la fel ca mine, face semne acolo, da? Deci cea mai importantă a fost muzica. Bun. Pe viitor ce vrei să faci? Păstrezi mașina și mai bagi bani în ea? Sau vrei să schimbi mașina? S-o deportat, să păstrez și o să fac la voi posibil altă mașină. Vrei să ții altă mașină, da. Dar nu vei spune. Asta vrei să ții și pe asta. Nu, asta țin că am e făcut acum vreme. Bun, nu mai prelungim prea mult clipul, nu te ții nici pe tine pentru că te văd că stai ca pe aia, așa vrei să vezi ce se întâmplă acolo. Mă bucur că ți-a plăcut subwooferul, mă bucur că ți-a plăcut upgrade-ul audio. Să le spui ceva celor care poate te știu, te urmăresc, dacă vrei să le spui ceva, acum e momentul. Faște la Duro Garaj, calitate și sună foarte bine. Mersi mult, baftă cu ăștia, ia-ți mașina și du-te, baftă de noilor, ne vedem în următorul clip.